Testarea pentru COVID-19 se poate face și la medicul de familie din România, fiind acum reglementată printr-un act normativ. A început de curând această activitate, astfel că medicii de familie pot testa în cabinete cu teste antigen COVID-19 și vor fi plătiți de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru acest serviciu. Cine poate fi testat gratuit în cabinetul medicului de familie, cu ce probleme se confruntă medicii de familie care au acceptat să facă testare, ne oferă detalii doctorul Valentin Pantea, medic de familie în rural. Poate fi testat orice pacient care a fost în cabinetul medicului de familie. Nu trebuie să vină aparat un pacient înscris pe lista medicului de familie. Poate fi orice pacient. Asta e teoria. Practic, ați avut deja cereri în sensul acesta? Cu siguranță pacienții au auzit deja anunțul autorităților și unii dintre ei vor să apeleze la medicul de familie să fie testați. Da, aici e o mică problemă între ce vrea pacientul și ce vrea medicul de familie. Se întâmplă, am avut și eu solicitări telefonice de pacienți care vor să vină să se testeze. Testez doar pacienții suspecți de COVID ca să mă lămuresc dacă este sau nu COVID. Eu momentan nu pot elibera pacientului o adeverință că a fost testat negativ. Am o fel de solicitări din partea unui pacient că vor să meargă, nefiind vaccinați, vor să meargă la anumite autorități, pentru buletin, de exemplu, care am un caz concret de multe ori, sau la pașapoarte, și au nevoie de o testare, un test negativ. Eu nu fac așa ceva. Eu, ca medic de familie, testez doar pacienții care sunt suspecți de COVID. Vin la consultație, prezintă simptome care pe mine mă pun, duc cu gândul la caz de COVID și ca să mă lămuresc, testez pacientul. Deci e o testare la atitudinea medicului de familie. Dacă el consideră că pacientul este suspect de COVID, atunci testează. Altfel, un pacient fără simptome, nu îl testez. Un alt lucru care ar trebui reglementat este cel legat de ce fel de teste pot fi folosite, cum vor fi achiziționate. Există o listă de teste agreate de Ministerul Sănătății și de SP implicit, care trebuie să le cumpără în economie de familie, din cei 50 de lei. Deci trebuie să fie un test care este agreat de Ministerul Sănătății. Acum, revenind la cei 50 de lei, sunt 50 de lei din care trebuie să cumpăr materialele necesare pentru testare, pe care aveam cu colegii și mi se pare că totuși e o sumă cam mică, ținând cont că nu sunt 50 de lei net în mână pentru medic. Deci să-mi cumpăr testele, care sunt vreo 10 lei, testele care sunt pe lista Ministerului Sănătății, sunt vreo 10 lei testul, așa, mai trebuie mănuși și trebuie alte lucruri. Și din cei 50 de lei, tu te zici că poți să rămâi cu maxim 20 de lei în mână. Vreau, nu vreau, ajung la 20 de lei pe serviciu medic de familie. Ceea ce e, zic, e puțin pentru un serviciu acordat medic de familie. Totuși e puțin. Care ar fi suma suficientă pentru acest serviciu? Sincer, nu prea mi-am pus problema. Trebuie să-mi pun problema așa, pentru că sunt manager de cabinet. Trebuie să-mi duc cabinetul mai departe. Trebuie să-l manageriez încât să nu dau faliment. E o problemă care altfel nu știu, dar o cam că trebuie să știu să duc materiale de cabinetul. Cred că undeva la un 75 de lei pe test cu brut mă refer, da? Cred că ar fi convenabil și chiar stimulant pentru cum de familie. Credeți că vor fi mulți pacienți care vor cere testarea la medicul de familie sau deja oamenii s-au obișnuit și își fac acasă singuri testele antigen? Din practică, chiar și cei care fac testele acasă, din salivă, că e mai ușor, solicită să fie testați la medicul de familie pentru a confirma testul pozitiv. Ceea ce am avut eu cazuri concrete. Acum, repet, mai sunt pacienții care au nevoie de un test negativ
ca să poată intra la diferite autorități, ceea ce nu mai intră în competența mea de ca medic de familie. Deci, eu, un lucru care trebuie să ne pacienții. Eu, ca medic de familie, testez pacienții suspecti de COVID. Nu testez la celălalt pacientului, ci îl testez dacă eu am suspiciunea că acel pacient poate avea COVID. Credeți că a venit un pic cam târziu această măsură? Mă gândesc la alte țări, de exemplu, în Statele Unite, testarea este chiar gratuită. Și la noi e gratuită, dar nu știu dacă testarea e cea care poate scădea incidența cazurilor de COVID. Pentru a scădea cazurile de COVID, numărul de cazuri de COVID, aș merge mult pe prevenire prin vaccinare. Asta este rolul vaccinării de a preveni cazuri de COVID, să scadă numărul de cazuri de COVID. Noi prin testare doar le confirmăm cazuri de COVID. Putem evalua evoluția COVID-ului, a valului 5. Deci nu putem scădea numărul de sau scădem în mod indirect. Putem scădea în mod indirect pentru că știm pacienții cu COVID și putem izola. E o scădere indirectă. În mod direct prevenim prin vaccinare. E mai eficient, părerea mea. Dumneavoastră sunteți medic în rural și da, la țară. Cu atât mai mult aveți pacienți care nu toți își permit să cumpere teste de la farmacie categoric. Și să și le facă singuri acasă. Și aș vrea să nuanțăm puțin această gratuitate în ideea că da, este testare gratuită, dar există multe situații în care românii preferă să meargă repede la farmacie, să-și cumpere testul și să-și facă singur. Ce ne facem cu cei care nu își permit? Cei care nu își permit, merg cu medicul de familie și îi testează. Acum aici e o mică problemă. Aici e o mică problemă pentru că pentru mine, ca medic de familie, trebuie să fiu atent la pacienții care vin la cabinet suspect de COVID. Trebuie cumva să îi izolez de ceilalți pacienți. E o problemă care pentru cabinetele care sunt mai micuțe și nu au suficiente camere, e puțin mai dificil. Cametele mai mari, care au mai multe spații, acolo se poate izola un pacient de COVID să-l testezi. E o problemă care discutăm noi între medici de familie, cum facem cu pacientul care îți vine la cabinet. Se întâmplă de multe ori să vină pacientul la cabinet, are simptome de răceală, nu se seama de la început că este COVID, ce să-l consulți și te trezești că are COVID. Atunci, cum poți să previi astfel de cazuri, să-ți vină pacientul, să-l țin, să aștepte până intră în cabinet, după aceea să-l țin în cabinet până te prinzi că e COVID. Și suntem descoperiți, pentru că nu putem ști care pacient de la început e cu răceală, cu o gripă sau cu o viroză banală și care pacient este cu COVID. Că sunt pacienți care au forme mai ușoare. După ce ai consultat, te prinzi totuși că sunt simptome care sunt de COVID, îl testezi și vezi că e COVID. Deci e puțin dificil pentru noi, dacă nu chiar imposibil, să izolăm pacientul care vine la cabinet pentru COVID. Nici el nu știe care e COVID. Și el se gândește optimist că e doar o simplă viroză. Și ne trezim amândoi și eu ca medic și ca pacient care are COVID. Și aici se pune problema, oare cu cine se mai întâlni pe drum? Oare cu cine am mai fost în mijlocul de transport până azi la cabinet? Oare cu cine a stat de vorbă în sala de așteptare? Și dacă nu, cumva a distribuit și la altora virusul. Și e o problemă care încă, pentru noi, e dificil de manageriat. Ați găsit o soluție? Nu, momentan nu. Momentan nu. Am și cu colegii și nici ei nu au o soluție pentru situația asta. E un risc. De aceea, eu mă spun sincer, când mă sună pacientul care crede că are COVID, îl manageriez, mai ales că prin telefon, întreb pacientul ce simptome are, văd dacă sunt simptome de COVID, și atunci spun, stai acasă. Și sun la 112 și prin ambulanță solicit echipaj pentru testare. Să nu mai prind pacientul până la cabinet, să nu mai țin lângă alți pacienți, să dea și la alții virusuri. Deci e o soluție pe care, atunci când se poate,
atunci când se poate că n-am pacienți cu care pot colabora și care mă sună înainte de a veni la cabinet, la care pot să aplic această variantă. E o soluție care pot să o aplic pentru pacienții cu care pot colabora și care mă sună și să îmi ceară sfatul fără a veni la cabinet. Dar sunt care, din păcate, nu mă sună înainte de a veni la cabinet, mă trezesc că sunt la cabinet, răciți, cu o viroză și mă trezesc că, de fapt, este COVID. Sunt, din fericire, sunt puține cazuri. Procentual, nu știu, poate să spun că aș avea un sfert, unul pe cinci din cazurile care sunt cu COVID. Și pacienții mei s-au învățat că dacă sunt suspect de COVID, să mă sune. Și îi rezolv, eu zic că e mai bine așa și mai corect medical să solicit o testare cu ambulanța, prin 112, deci, să vedeți un echipaj la domiciliul pacientului, nu prin pacientul, prin mulțime, prin mijloc de transport în comun, să dea și altora virusul. Să-l țin acasă și vine echipajul echipat consultor pentru testare și îl testează și a doua zi am rezultatul pozitiv sau negativ.